În caz că vă gândiți că ați avut vreodată o zi nașpa, uitați-vă la omul ăsta, părule! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? O nouă zi de miercuri, un nou videoclip de la youtuberul vostru preferat, pentru că noi, de ce nu, așa? Astăzi ne încântă cu prezența acolo și ăla, da, hai! Este acolo cu noi. În schimb, nu v-am mai zis de mult, prieteni, nu uitați să activați clopoțelul. Nu așa, bum, ci așa cu astea două aici, pentru că videoclipurile scad. Acum e cu examenul, eu vă urez noroc, dar trebuie să primiți acolo notificare când postez. Oricum, mai mult decât sigur, când postez eu asta, voi ați terminat cu examenul. Sper că aveți acolo note să intrați la liceu, că te șmecher. Începeți o viață nouă, după care săptămâna viitoare ia cu bacul. Eu am terminat cu toate, eu sunt șmecher. Astăzi ne uităm la oameni care au avut o zi ghinionistă, dar cum am zis în videoclipul trecut, atâta timp cât o să am cireșe, până când nu o să mai am eu cireșe în casă, o să-mi pun de-astea la ureche să fiu așa într-un cu vara. Ia uite-mă, hop! Și dacă vreau să fiu și mai șmecher, el cichirea ca cichicea, hop! S-a terminat, ia uite-mă, zici că sunt mama aia 2009, ia uite-mă, hop! Nu, deci dacă vezi un tip de ăsta că merge așa cu cireșe și da așa părul ca el, mi-s pe spate, pe bune, du-ți gagica acasă și nu mai scoate, bă, că ți-o fură să mor, haide! Direct prima poză mi-e rău, nu, că mi-e rău, deci nu trebuie să, nu, ca asta nu-i zic ghinionistă, vărule, asta te-ai dus direct pe scările raiului, aruncat, ai luat liftul, nu, că ai luat liftul, nu urci pe scări, ai luat liftul. Vă zic sincer, în ultimul timp am tot mers cu avionul până la București cu treabă, că trebuia să ajung foarte repede acolo. Mie frică de înălțime, deci eu am, deci mi s-a tăiat, mi s-a rupt aici pe spate, mi s-a făcut așa și bă, așa mor, ca când acolo de bucătărie pe spate. Eu prefer avionul, știi cum ar fi, că e mai sigur, adică față de ce handicapat sunt la volan, că era să fac accident în continuu, vărule. Bă, dar nici să stau pe dreapta, să uite ce cer frumos, bă, mă uit mai jos, văd așa cum pleacă placa aia, știi, de la aripă. Păi da, mor, ești prost. Zice ăsta care a postat poza, că după 25 de ani de locuit în orașul ăsta, am așteptat să se întâmple chestia asta și uite că s-a întâmplat. Uite mașina aia care s-a blocat în tunelul ăla cu semnul ăla acolo, că n-au voie să intre mașini de alea mai mari așa. Cred că l-au intrat pe partea cealaltă și acum nu poate să mai iasă. Adică practic s-a blocat acolo, să trăiești viață ghinionistă, să mor. Ok, aparent nu știu dacă ține de ghinion asta, dar să mor eu, vărule, dar nu ți-a pus aia acolo cum ar veni, știi, un pic de ciment de la un pic să bolțar de aia, să țin acolo un pic etajul, că ai tot căzut, adică să mor eu. Tu dai seama, te bucuri, tu câștigi un meci acolo de CS de FIFA, de ce vrei tu, de așa când ai ieșit, când ai ridicat de pe scaun, ai făcut o dată așa, ai căzut, frate, te duci la parter. BRB, băi, să mă duc să beau și o cană cu apă, știi, mă duc până jos. Zici, n-a pus să zici BRB, te-ai întors, sau, bă, zici că te duci să ia, păi, păi, mai m-am întors, bă, că am eu o casă așa, mai știi cum ar veni. Oricum, nu știu ce să zic, dacă arăt cool așa sau arăt așa mai gheiuț așa, știi cum ar veni cu astea la urechi, dar nu știu ce să zic, sunt așa o combinație, că pot să fiu și așa, știi, gen, baby, lasă-mă, dar pot să fiu și așa, știi, ei, muciunică! După 8 ore la serviciu, abia acum am apucat să văd și a luat omul un pantof de un fel și un pantof de altfel, gen, cum să porți pantof, frate? Eu și când am fost la banchet, vărule, am fost cu o pereche de blugi, o cămașă și sneakers, bă, în picioare, aveam niște Nike-uri, bun, pun o poză aici acum la banchet, nu cu pantof, bă, e mai cool așa, suntem în 2020, apropo, codul Sneak 10% reducere pe Foot Shop, dacă vreți să vă luați sneakers de aia, fain, să fiți cool, bă, reducere, bă! Dacă mă uit mai atent, cred că și-a luat și o șosetă, frate, de altfel, că uite, se vede că am eu ochelari și să cred că am anuncă, sunt prost, eu am uitat că sunt prost rău. Și că nu-i bine să ai trapă la mașină când ești în Alaska, uite de aici la omul meu că s-a dus direct. S-a dus la serviciu direct cu zăpadă pe el. Dar râdeți voi de golful meu, dar uite că la mine nu se întâmplă așa, vărule, nu-mi intra zăpada așa, dar uite-l ce trist e, bă, ce de... Nu-i trist, băi, dezamăgit, e așa, gen... Bă... Dar nu mai trebuie, nu mai trebuie nimic, lasă-mă, frate. Bine, eu cred că n-aș suporta, bă, să mă duc într-o țară de astea unde e mai frig, așa, păi, dar nu, bă, dar eu sunt cu căldură, chit că nici nu-mi place să fie așa super, super cald, dar mai mult suport căldura decât răcoarea, bă. Și acum să lăsați în comentarii ce preferați mai mult, bă, timpurile astea calde sau alea rești, frate, vara sau iarna, bă, eu citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Ideea e să nu răspundeți vara pentru că e vacanța asta. Gândiți-vă așa, că ar fi tot anul liber, să ziceți iarna sau vara, cum vreți voi. Nimic ciudat, niște soldăței, da, olo, hai, că am văzut, dacă e să soldăție, hai de cap. niște soldăței și soldățelul cum ar veni. Haide. Practic nu-i frumos, frate, acolo. O să zicem, gândiți-vă că aia-s blugi, bă, are blugi pe dedesubt. De ce vă gândiți, bă? Că omul meu n-are voie să fac asta. Deja trebuie să fii drept acolo, știi cum ar veni. Așa n-ai voie să te uiți la... Uite-te la soldatul de lângă tine, unul de ăla de jos. Până la urmă, videoclipul se numește cea mai ghinionistă zi a unor oameni. Adică asta chiar e ziua ghinionistă, ești acolo parada. Păi 1 decembrie, toți românii acolo, frate, la Arcul de Triumf acolo, toți românii și ție soldați, s-a terminat. În cazul în care credeți că aveți o mașină un pic mai vechiuță, așa că e pe hop să mai hodorong, troncă, bate, troncă, ne da merge, uitați-vă la asta, vărule. Să mor eu că deschizi ușa să intri în mașină și mai ai una, știi, ca la cotețul ăla de găini, de poți să sar tu peste, dar găini nu pot, fix așa, vărule. Să mor, păi da, uite, dacă n-ai știu ce are portierul, uite acolo, boxe, sistem audio,
frumos acolo, de la se dă geamul jos, frumos, polistiren acolo, ce mai e la airbag frumos, în caz te lovești, uite așa, vărule, să mor eu. Da, fii atent, hop, frumos, haide, haide! Băieți, acum îmi pare rău dacă se aude pe filmare așa, dar mi-am dat un pic drumul la ventilator. Cred că se aude dacă faceți liniște așa cum ar veni, dar nu mai pot, vărule, să mă bat așa un pic. Ia uite, la mare, bate vântul, hop, hai! Asta e 5 minute, nu muriți, auziți acolo un buzit pe fundal, e ventilatorul meu, se rotește așa stânga-dreapta, îmi faceți mie un pic de vânt, că-s 55 de grade, bă. Și că tipa asta a avut o alergie și s-a dus la medic să-i facă test, să vadă la ce a avut alergie și a făcut o alergie mai mare pentru că era alergică la testul ăla cu injecțiile alea. Să mă bată mama, dar zici că a venit extraterestri pe pământ să mor, zici că s-a antene de alea extraterestri, vărule, ce acolo, e tablă de aia de șah, bă, de joci acolo cum joacă bătrânii să mor. Mamă, bă, dar de ce a ieșit așa, bă, gen una așa lângă alta, n-au ieșit așa random, însă așa, bă, pe care dacă le spa... Na, dar bine că am ochelari, vărule, că dacă o vedeam așa, păi da, cădeau, mi se desprindeau cireșele de pe urechi, bă, dacă n-aveam ochelari, bă, să mă mai protejez un pic. Și că nenea ăsta a stat o oră jumate prin casă să vadă unde a făcut caca cățelului, că știi că simțea că miroase și uite unde a făcut caca cățelului, vărule. Acum, sincer, câinele nu cred că are nicio vină, că măcar mâța, știi, are nisip de la de miroase, se duce, bă, dar cățelul trebuie să-l scoți tu afară și nu-i vina câinele, că ești tu prost, bă, că nu știi de unde vine, adică uite-te în jos, bă. Știi, de multe ori se întâmplă aia, că e chiar sub nasul tău și căcănelul e chiar sub nasul tău, știi? Dragostea vieții tale e chiar sub nasul tău. Te uiți în jos, vezi dita mai căcănelul acolo pe pantof, arunci pantoful cu totul, vărule, ți-ai luat sneaker de pe Photoshop codul sneak direct. În caz că vă întrebați, aia chiar e zăpadă, vărule, gen direct zăpadă, gen ai deschis ușa și în loc să ajungi afară, ajungi în Narnia prin zăpadă, așa, știi? Că mi-amintesc acum cum îmi povestea mama, când avea 7 ani, se ducea la școală, făceau cică făceau tuneluri de alea prin zăpadă, că erau așa de 5 metri, știi cum ar veni, cam așa aici, aici. Dar nu prea poți, că dacă ai băcat lopata, ți-a căzut zăpada în casă. Mamă, ci că a vrut să-și facă și el proiectul afară, cum ar veni, și ia uite ce a făcut, i-a făcut el proiectul, ăla micu cu pene, a făcut proiectul. Ăștia care aveți mașină și stați la bloc, probabil știți cum e. Băi, vărule, mi-am spălat-o, mi-am făcut-o curată, a doua zi dimineață, bă, era radioactivă, bă, nu știu cum, era verde, galben cu roșu, bă, deci se topea tabla pe mașină, bă. Bă, dar să-ți dea să audit, ai bombă de asta din cer direct așa, bă, cred că i-a spart de stopul, bă, i-a dat așa, a spart ecranul, ești prost. Mamă, direct, pe funși pe acolo, pe F10, păi dar nu mai dai tu full screen, bă, pe funși pe lela, nu mai ții cât trebuie să dai volumul mai încet, bă. Și că o fetiță a fost la zoo cum ar veni și și-a scăpat din greșeală telefonul și acolo a rămas, gen, dacă l-ai scăpat... Nu că ți-l, nu știu dacă vrei să ți-l aduc ăsta micu, știi ce zic? Gen, aligatorul lasă telefonul cum ar veni, dacă mă înțelegi, știi? Cred că îi zici, te rog, lasă, uite-te tu la toate pozele, trimite tu, fă ce vrei tu acolo, postează pinta, nu mai îmi trebuie telefonul ăla. Gata, vărule, oprește-te un pic, următoarea poză, hai că direct, mare noroc când ești la școală, știi cum ar veni? Zice în descriere că e cea mai ghinănit să-ți ia unui profesor și cea mai norocoasă a elevilor, bă. Păi tu dai seama că zice profesorul, da copii și vă se roxez acum, primiți fiecare câte două copii, de la pagina 402 până la 407, tot ce aveți în afară de exercițiu 11, știi? Și când se dă alea de bum, bum, băi, așa e prima ta, bă, mamă, cred că toți copiii erau băi, vă dați și tema, bă, și voiam să fac tema aia, bă. Și profesoara cred că era acolo, lăsați copii, dar de ce să fac dacă n-avem bani de alta, lăsați, nu mai faceți acum nimica. Și erau copii, ai de zoadă, gheama să fac tema, na, acum ce o să fac, dar o să stau să mă joc și ori și de mă cumești cu băieții. Și profa din 8, da, mă, jucați, mă, ce să faci, lasă că vă dau altă dată. Îmi aduc aminte perfect și vreau să zice și voi în comentarii îmi dau ochelarii jos. Bă, cred că toată lumea, bă, are în clasă unul de la frate cum ar veni, care uită, bă, profesorul să dea temă, bă, și se trezește la, bă, terminatul sau terminat aia, bă, se trezește el să zică de temă, bă. Bă, deci la mine nu exista, bă, să am temă la română, frate, câte 75 de exerciții din culegere, vărule. Bă, și-o uitat odată profa, bă, să ne dea temă, bă, și-o venit ultima terminată, mă, o ridicat mâna, că doamna, dați uitat să ne... Aoleu, chiar, mulțumesc, Bianca, cum o cheamă, hai că vă dau acum temă. Nu există, vărule, bullying în școală, ți-l faci tu cu mâna ta, păi, dar dacă tu ai o zi, bă, să nu o temă, frate, și în general, când se dau teme peste tot, tu zici de temă, păi, da, eu, bă, de aici. S-a dus omul meu la urs acasă, credea că nu-l găsește, ia uite-l pe ursul meu, cum așa, uite-l pe ăsta, păi, dar cum să, bă, mă mir cum ne-am apucat să facă poză, tu îți dai seama că era, cred că e... Na, un rip în comentarii, Doamne ajută. Să mă bată mama, dar ia uite-l pe ăla că era în poziție de luptă, bă, vărule, bă, cum stă, dar lasă ursul în pace, vărule. Bă, băieți, mie rău, știi cum, bă, dar mie rău, deci cred că nu mai, mamă, să mor. Tu dai seama că asta ironia torții să iei spray de la de păianjen, să dai și uite-l pe ăsta cum e, stă direct acolo. Păi, vărule, îi las casa la păianjen și am plecat. Mam, păi s-a terminat, bă, dar lasă încolo, dar să stea păianjenul în casă și plec eu, vărule, mă duc la o de asta, mă duc la un hotel.
Mă duc la o pensiune cu 3 margarete, cu 2 margarete, rămân acolo, vorbim să stea pajajul bine în casă. Păi, dar ce, cu ce am greșit eu? Nu, nu pot să nu relap poza asta, ci că așa când îți uiți geamul deschis și ninge, știi cum ar veni. Eu n-am cum să uit că eram la un prieten, frate, și cum ar veni un punchea la spate, știi, la mașină. Și la mine, dacă ți-a apăsat mult timp pe butonul ăla de deschis, se deschid toate geamurile, știi? Și eu nu știu cum am stat, stăteam așa jos și la un moment dat am văzut că ploua afară. După 2 ore când m-am dus eu la mașină să plec acasă, toate geamurile la mașină deschise, știi cum era mașină, bă, ud, bă, zici că a fost potop, a trecut noi acolo cu barca lui, cu animale, cu tot, era la mine mașină. Bă, pești, pirania, erau caracatițe, nu feri, castraveți de mare, tot erau la mine mașină, care lăsa geamurile deschise. În caz că vă gândiți că ați avut vreodată o zi nașpa, uitați-vă la omul ăsta, vărule. Mamă, să mă bată mama, dar cum i-a intrat, vărule, pe aici, a ieșit pe aici, să mor eu, mai ceva ca la Iisus, Doamne ferește. Mamă, dar cum se... Mamă. Alo, alo, stai ușor. Bă, mi-a intrat și mie cu ei în picioare așa, mă, dar nu mi-a ieșit vărule pe partea cealaltă, că mi-a rupt aici. Mamă, s-a terminat, mi-e rău. Și că niciodată să n-adormiți cu bolul de lapte și cereale pe voi afară. Dar uite cum mi-a făcut forma completă, bă, dar cine își lasă, bă, lingura asta pe picior, bă? Nu, da pe bune acum, bă, și uite forma bolului acolo pe, mamă, direct pe picioruțe acolo. Te duci la piscină, văd ăștia că ai mâncat lapte cu cereale, bă, ca săraci, bă. Cu cereale de alea ieftine, bă, te prind ăștia, mă, mă dor urechile, mi-a dat cireșile ăștia. Mă dor urechile. Nu cred că îmi dau ochelari și îmi pun cireșile, bă, că am zis că pun cireșe. Cred că n-am nimic de zis, dar dacă se întâmpla asta cu mașina mea, le dădeam mașina la Viespi și eu mergeam pe jos. Mergeam cu tramvaiul, cu autobuzul, găteam în mijloc de la transport, dar s-a terminat. Păi, dar dacă Viespile decis să-mi fac așa mașină, păi, dar luați-o voi, bă, dar nu mai îmi trebuie, bă, dar nici luați permisul, luați acte tot, nu mai îmi trebuie. Da, bă, șacalilor, cam asta a fost videoclipul, cam asta. Să-mi ziceți și voi când a fost cei mai ghinioși, dar cred că am mai făcut eu chestii cu asta. În caz că n-ați făcut-o, să mă urmăriți pe Instagram, pentru că zilele astea când vedeți voi, cred că postez o poză nouă și ați vrea să vedeți toți, știi ce zic? Plus că facem 200.000, plus aveți linkul de la canalul meu de gaming în descriere. Am făcut live cu Minecraft astăzi când filmez, 3500 de oameni, a fost super tare. Ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, pa!